Echipa de handbal Steaua București este pregătită pentru noul sezon competițional. Cu un staff nou și cu multe schimbări în lot, formația din Ghencea are planuri mărețe. Antrenorul Ovidiu Mihail a revenit acasă și promite să formeze o echipă competitivă în sezonul 2021-2022 al Ligii Zimbrilor. Cum a fost revenirea acasă? A fost o revenire bună, chiar dacă a fost un moment dureros pentru mine despărțirea de Buzău, pentru că am pus și acolo suflet și am reușit să fac niște lucruri frumoase. Trebuie să fim realiști și să ne gândim că aici am crescut și îmi doresc, în primul rând, nu singur, cu toată lumea împreună, să redresăm cât posibil această echipă. Care vor fi aturile Stelei în noul campionat? Eu sper că toți cei care au rămas și ceilalți care au venit să nu uite că aici clubul, echipa de handbal Steaua, nu este o casă de binefacere pentru nimeni. Reprezintă o imagine, chiar dacă a fost oarecum șifonată ultimul timp, și trebuie ca fiecare dintre ei să ridice nivelul profesional, individual în primul rând, prin sprijinul nostru, a colectivului tehnic, iar apoi toate aceste lucruri puse în slujba echipei, astfel încât să reușim să promovăm cât mai sus în clasament an de an. Atul poate să fie unitatea de grup, acesta este obiectivul meu principal. Să fac o echipă unită, disciplinată, bazată pe seriozitate, iar acolo când suntem în teren să dăm 100%. În această pauză competițională, echipa roșalbastră a transferat 8 jucători, toți pregătiți să facă o impresie cât mai bună. Ce reprezintă pentru tine transferul la Steaua? Pentru mine este o mare mândrie că un așa club de mare m-a ales să vin aici jucător. Am venit cu gânduri foarte mărețe. Eu tot timpul am fost pe podium și îmi doresc ca această echipă să ajungă acolo unde este locul, adică pe podium. Cum te-au primit colegii și cei din staful tehnic? Am fost primit foarte bine, nu mă așteptam să am o primire așa călduroasă, dar toată lumea s-a comportat foarte frumos și cred că m-am integrat foarte repede în echipă. Fost jucător de legendă al Stelei și al echipei naționale, Cristian Gațu a revenit la club în calitate de consilier sportiv în cadrul secției de handbal. Domnule Gațu, în primul rând, bine ați revenit acasă. Cu ce gânduri ați revenit lângă echipa de handbal? Cum? Numai cu gânduri bune pot să fiu, pentru că e locul de unde m-am și realizat și eu ca jucător, ca sportiv și ca conducător. Ce impresie v-a făcut noua echipă de handbal la Stelei? Cu tot ce au adus, practic ar trebui să se bată pentru titlu. Nu trebuie să forțăm, îi lăsăm pe ei, dar sunt convins că asta au și ei în cap și trebuie să-i ajutăm să ce au în cap să iasă prin brațe și să intre în porțile adversare. Și sper că prin ceea ce fac să-i ajut și pe jucători să facă performanță. Au antrenori, au tot ce le trebuie. Important e să fie coeziune, să nu se certe și să meargă înainte, indiferent de ce se întâmplă pe parcurs. Managerul Andrei Cian este încântat de cum arată lotul echipei și este convins că Steaua va avea un cuvânt greu de spus în noul campionat. E pregătită Steaua de un nou sezon la handbal? Este pregătită, poate mai mult ca oricând în ultimii ani. Avem un lot competitiv. După 2-3 ani mai greu din punctul ăsta de vedere, pot să zic că în acest moment suntem cu un efectiv de jucători care poate să atace câștigarea unei medalii în acest sezon. Care sunt noutățile în ceea ce privește lotul, atât din punct de vedere al plecărilor, cât și al jucătorilor care au venit? Am resemnat jucători importanți ai echipei. Am reușit să aducem niște jucători importanți de la echipe importante și ultimii doi arunci din urmă. E vorba de antrenorul principal care a revenit între noi, Ovidiu Mihailă, și consilierul sportiv al secției de handbal, care este începând din acest sezon, domnul Cristian Gațu. Cât de importantă e revenirea domnului Gațu lângă echipa de handbal Steaua? Putem spune simplu că orice legendă care își dorește și vine alături de noi este bine primită. Normal că beneficiile sunt multe, poate nu se văd la prima vedere, dar un om cu experiența dânsului, cu CV-ul și toată lumea cunoscându-l, eu zic că poate să aducă un mare plus echipei. Obiectivul Stelei nou sezon care este? Obiectivul Stelei, spunem, în campionat este 1-4, dar eu zic că putem ataca o medalie, ceea ce ar fi după o pauză de
3 ani foarte important. În cupă, obiectivul este câștigarea cupei. Steaua București debutează noul sezon pe 29 august, când va întâlni pe teren propriu pe CSM Bacău. Echipa lui Ovidiu Mihaile va susține meciurile de acasă în sala sporturilor din Chiajna.